Salut, camarazi, bună ziua! O să vă vorbesc așa în câteva minute despre modul în care au ajuns oamenii și tinerii din ziua de azi să fie controlați mental, manipulați, prostiți, îndobitociți prin tot felul de metode, una mai perversă ca alta. Ați văzut și voi că pe stradă oamenii merg, nu mai merg normal, merg cu căștile pe urechi, în special tineretul, cred că 80%, 85% merg cu căștile pe urechi, deci de bună voie și nesiliți de nimeni se izolează. Asta e șmecheria, să ne izoleze, să ne controleze individual, să nu mai formăm o masă, că împreună suntem puternici, dar divizați suntem neapărând, știți? Așa, deci unii umblă cu căștile pe urechi, deci nu mai fac parte din lumea asta, sunt pe altă lume, plus că acele căști pe urechi le dă anumite semnale care le influențează creierul și toată ființa, înțelegeți? Oamenii au ajuns de o prostie rară, nu-și mai dau seama că ceea ce fac e rău, nu-și mai dau seama că cineva le umblă în creier și au instinct ăsta de turmă proastă, știți, merg toți la grămadă. Și cu tatuajele e aceeași poveste. În momentul când te tatuiezi de la cap la picioare, nu mai ești ființă umană, ești controlat mental de niște perverși, alții îți umblă în creier, alții te obligă să faci, alții îți arată niște filme perverse care făcute special ca să te distrugă, să ne distrugă. Așa, deci uite, hai să vă vorbesc acum despre cunoscuta cântăreață Antonia, o știți și voi, trăiește cu Alex Vela de vreo câțiva ani, au doi copii, deci o să vă vorbesc despre religia ei, pentru că mi se pare că e un exemplu ideal cum sunt manipulați și controlați mental oamenii în ziua de azi. De altfel, eu v-am mai vorbit de mai multe ori, n-am nicio părere excelentă despre artiștii români, scriitorii, pictorii și așa mai departe. În general sunt avari, sunt nesimțiți, înnebuniți după banii, n-au nicio reținere să trimeată pe alții la moarte până în țepare, făcând reclamă, deci în general sunt adunătură de jigodi și lichele. Am văzut că Răzvan și Dani, care sunt la televiziunile ovreilor sau ale securiștilor, propagă mâncarea de gândaci, deci indivizii ăștia sunt la limita cea mai de jos a ființei umane. Deci sunt niște lichele, niște panorame care nu fac, sunt destructivi, sunt letali, sunt nocivi pentru societatea românească. Deci revenind la Antonia, Antonia a crescut când era mică în regiunea Utah, din Statele Unite, care e cunoscută pentru religia mormonilor acolo. Așa, oficial se numește Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților în zilele din urmă sau Biserica LDS. Deci religia asta a apărut în secolul XIX în Statele Unite, are sediul la Salt Lake City în Utah, are milioane de membri în toată lumea și acum mai sunt, dar când eram hoinar, întâlneam des pe la grădina, pe la Parcul Izvor, pentru că ei au un sediu acolo în apropiere și vreau să dea cartea lui Mormon la toată lumea, deși noi suntem țară ortodoxă. Ei aveau pretenția și nerușinarea că religia lui Mormon e superioară la religia ortodoxă și la cultul nostru al dacilor, al lui Deceneu. Deci la 5 ani s-a mutat din Utah la Las Vegas, unde a stat până la vârsta de 18 ani.
Deci, primii 18 ani de viață a stat în Statele Unite. Religia asta a lui Mormon, trebuie să crezi în cartea lui Mormon. Au ei o carte neagră numită Cartea lui Mormon, tradusă și în română. Biserica Mormonă pretinde să ai relații numai cu soția. Dacă dai pe de lături, ești excomunicat, te aruncă afară. Nu beau alcool, nu fumează și nu beau cafea. Știți? Bine, asta e bine. Asta e bine, fără alcool, fără cafea și fără tutun. Dar Antonia a pozat de mai multe ori goală prin tabloide, s-a măritat cu un catolic, cu Vincenzo Castellano, deci probabil că nu mai e recunoscută ca membra a bisericii. Ei nu recunosc căsătoriile mixte, adică mormon cu virgulă catolic sau ortodox sau protestant, nu le recunosc. Fetița lui Antonia cu Castellano e botezată după ritul catolic. Pentru mine o văd tatuată și pe ea și pe Alex Velea, tatuat în cap până în picioare. Pentru mine sunt, deși ea are doar 34 de ani, mi se pare o ființă pierdută și ea și Alex Velea. Ea are un copil care trăiește la Castellano, Vincenzo Castellano în Italia. A mai făcut și cu Antonio Velea doi copii. Ea are 34 de ani, Velea are 39 de ani. Deci la 34 de ani femeia asta și-a lăsat un copil în Italia, a mai făcut doi în România, a trăit 18 ani în Statele Unite, dintre care o parte la mormoni. A fost doar 2 ani căsătorită cu Vincenzo Castellano și acum, cum v-am zis, a făcut doi copii și cu Alex Velea. Bă, mie mi se pare femeia asta, ca și Velea, mi se pare tipici pentru lumea în care trăim, oameni debusolați, înnebuniți după bani și după averi, nu mai au credință, nu mai au nimica, nu mai au omenie în ei, sunt deja sub semnul fiarei, prin tatuajele alea și pe căștile de pe urechi, trăiesc sub semnul fiarei, oameni care sunt foarte ușor de manipulat, de influențat, oameni lipsiți de tărie sufletească și spirituală, oameni care trăiesc ca frunzele în vânt. Culeia vântul și le duce oriunde. Ei n-au rădăcini, n-au picioarele înfipte în pământ, n-au nimic. Sunt oameni care, nu știu dacă sunt oameni, s-ar putea să nu fie oameni. Pentru că în momentul când te tatuiesc ca o maimuță de sus până jos, mai rău ca apașii indieni, nu mai ești ființă umană, faci joc cu unor perverși care demenți, care conduc lumea asta și că vor să o modeleze cum vor ei, așa, și când ea la fel se pozează goală, mamă a trei copii, stă cu fundul gol pe toate revistele, mi se pare că nu prea e de-a face cu rolul de mamă, știți? Pentru că s-ar putea ca fetița ei din Italia și cei doi copii care are cu Velea, într-o bună zi să o consideră parașută. Nu așa dă impresia o femeie care se destrăbălează goală pe copertă și a adus în lume trei copii. La prima impresie, dar sau dacă te gândești un pic mai profund, poți să-ți dai seama că e o ușuratică. O femeie de doi bani, știți, care face totul pentru bani. Mulți oameni fac greșeala asta și fac copii și după aia le bagă bani în gușe, îi alintă, îi răsfață și termină ca Vlad Pascu, drogatul ăla care a omorât doi copii la Mangalia, nevinovați, pentru că părinții lui l-au lăsat să se drogheze, l-au ajutat să drogheze. I-au făcut toate poftele, păi așa nu crești un copil, bă. Mai bine decât să faci un copil, să-l faci drogat, criminal și să-l ții în pușcării,
mai bine nu-l faci, sau ca Gino Iorgulescu, care l-a nenorocit pe fisul. El l-a făcut, el l-a nenorocit, acum îl ține fugit în Italia să nu intre la pușcărie, deși e criminal și a omorât un om nevinovat, drogat. Așa, și în cazul lui Antonia Velea, mi se pare că femeia asta e complet aiurită, n-are niciun reper, trăiește așa, dați pe mâine, cum o fi, cu la plezneală, cum se zice. N-am nicio considerație nici pentru ea, nici pentru Alex Velea. Pentru mine genul ăsta de femei și de bărbați, de mame și tați, sunt zero barați, știți, eu nici nu-i recunosc ca părinți, ăștia nu sunt părinți, sunt niște dereglați mentali și s-ar putea ca cel puțin unul din cei doi să tragă și pe nas, aproape sigur, știți? Că știți că în lumea artiștilor trage nu numai Dorian cu popa pe nas, se trage și Chelu și mulți alții, că poate nici nu ne închipuim, dar trag și cei după la Paraziții și Obladon și alții, știți? Hai că vă pup, aștept la comentarii cu părerile voastre, rămâne precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!